Îl facem puțin mai lat. Ca să poată să aibă loc persoanele cu cărțul, cu copii. Cine a zis să-l faceți mai lat? Cine a zis? Noi am luat o decizie că e mai bine mai lat. Un trotuar din sectorul 3, la care au fost schimbate recent bordurile și pavelele, este refăcut la doar câteva zile distanță. Locuitorii din zonă s-au plâns că acesta este prea îngust. Coincidență sau nu, exact în ziua în care am făcut noi solicitare la primărie pentru a întreba de ce acesta este extrem de îngust, muncitorii au mers să-l refacă. Acum are câți centimetri are? 90. Ziceți? Da. Ia să vedem. 0,90 până aici. Până se aici? Poate merge și pe bordură. Nu are. Dacă ne uităm, bordura pleacă... Păi sunt în afară. Unde e degetul meu? Sunt 88. Nu e normal, dar de fiecare dată tot au făcut și au stricat. Au făcut și au stricat. Și la noi, în partea ailaltă, la fel au făcut. Nu mi se pare normal. Dar eu știu ce să cred. Probabil n-aveau loc mașinile. Lățimea minimă admisă în lege pentru un trotuar este de 1 metru, iar dimensiunea trotuarului este stabilită în funcție de numărul pietonilor care trec pe oră prin zonă și destinația trotuarului. În realitate însă vedem că multe trotuare nu au nici măcar lățimea minimă. În lățimea utilă a unui trotuar nu intră și lățimea bordurii. Pe lângă acest exemplu din sectorul 3, trotuare care au lățimea unei col de hârtie se găsesc în toate sectoarele capitalei. Pe calea Giulești, care este administrată de Primăria Generală, există un trotuar aproape inutil. Reprezentanții acestei instituții spun că Primăria Sectorului 6 are competență să autorizeze construcții, iar Administrația Străzilor nu a îngustat de-a lungul anilor trotuarul. Pe calea Giulești există o porțiune de trotuar care nu are nici măcar 40 de centimetri. Pe aici ar trebui să meargă oamenii, însă, pentru că nu au loc, ei sunt nevoiți să treacă pe șosea. N-am altă soluție. Așa e de 40 de ani de când stau aici, așa că nu... Oamenii își riscă siguranța și merg pe șosea. Da, din păcate. N-avem ce să facem. O mică, dacă ar avea un cărucior sau o persoană, fotoliu rulant. Nu o ia pe aici. Ocolește, probabil, pe partea cealaltă. Un trotuar și mai îngust de atât găsim pe strada Aurel Perșu din sectorul 4 al capitalei, unde oamenii trebuie să facă echilibristică. Aici o fâșie de trotuar nu are mai mult de 34 de centimetri, cu tot cu bordură. În plus, pe mijloc există și stâlpi. Drumul cooperativei se află în sectorul 5 și este administrat de Primăria Generală. Aici oamenii merg în șir indian, sunt nevoiți să se strecoare printre stâlpii de pe trotuare sau să circule chiar pe șosea. Cred că s-a dat o prioritate mai mare lățimii șoselelor și datorită lărgirii șoselelor s-a ajuns la dimensiunile astea ale trotuarului. 53 de centimetri măsoară lățimea unui trotuar de pe strada Paris din sectorul 1. Deși este la doar câțiva pași distanță de guvern și este intens circulat, oamenii se deplasează pe șosea. Pe strada Tâmpa din sectorul 2, mămicile trebuie să meargă cu cărucioarele copiilor pe stradă pentru că trotuarele sunt înguste sau sunt parcate mașini pe ele. Primăria sectorului 2 spune că organizează constant spațiul public astfel încât să crească siguranța cetățenilor. Și în sectorul 6 găsim o situație absurdă. Pe strada Bozieni, oamenii nu pot transporta nici două plase de dimensiuni mai mari pentru că s-ar agăța fie de gard, fie de stâlpișori. S-a prioritizat cumva circulația auto și traficul auto și cred că încet, încet totuși se revine și spre a da prioritate circulației pietonale. Dar, din păcate, încă nu există niște standarde foarte clare. Cele pe care se lucrează în momentul respectiv încă nu au fost actualizate conform legislației europene. În alte capitale est-europene, precum Praga, Varșovia sau Belgrad, există trotuare foarte late pe unde oamenii se pot deplasa în voie fără să aibă vreun disconfort cauzat de elementele drumului.